Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu vedete începem în dimineața asta, cu vedete polițiști. Viața de polițist te pune în diverse situații care te pot face vedete cât ai zice pește. Adevărul că dacă stai să te gândești și altă meserie din România, te poate face vedetă așa peste noapte. Adică tu ești, vorba aia, un cetățean acolo, angajat al statului român. În particular. Particular cu uniformă. Da, mă rog. Și deodată tu îți vezi de viața ta acolo. Ce faci tu? Mai iei o șpagă, mai dai un bulan în cap cuiva. Adică, mă, viața ta normală așa, mai iei o șpagă. Mai prinzi un infractor, asta, mai da, asta. Arunci cu pistoletul Carpați după hoțul care fuge să-i spargi capul. Adică de-astea, știi? Și deodată, bum, pac, ești peste tot la televizor, ești vedetă, super. Te viralizezi. Nu există altă meserie. Ziceți-mi voi altă meserie în care din particular... Particular, fie cu uniformă, să devii așa. Muncitor la Dorel. Și, da, dar parcă nu atât de des. Adică, da, cât se mai taie și țevi, așa e, se mai... Zic că sunt la bătaie acolo. La bătaie. Dacă stai să te gândești. Bun. Trei polițiști moldoveni, nu știu dacă se cheamă polițiști sau milițieni, nu-mi dau seama, dar să le zicem polițiști, trei polițiști moldoveni au devenit moldoveni din Moldova, de peste Prut, de la frățiori. Au devenit staruri locale și iată acum naționale și în România, după ce au plecat cu o hidrobicicletă portocalie cu covintir verde pe lac, în urmărirea unui cetățean care refuza să iasă din lacul aflat în, la Valea Trandafirilor, în Chișinău. Voi ați fost în Chișinău, voi ați trebuit să știți unde este Valea Trandafirilor. La Valea Trandafirilor, la Marș. Am fost pe lac. Da, lacul ăla, am văzut imagine că toată afacerea a fost evident filmată, că nu se mai poate întâmpla da, nimic. Da, da, da. Lumea asta vrea să fie filmată, e mai degrabă pare un heleșteu, așa. Și este un domn care e în mijlocul heleșteului lacului și polițiștii, cum spuneam, pe o hidrobicicletă în formă de mașinuță. Băi, n-au avut ideea asta, că pedale. Făceau jandarmul și hidrobicicleta. Da, da, da. Flop, 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 știi? Se duc după el, doi în față, aia doi de față, cred că făceau girofarul. Nino, Nino, alb, albastru, alb, albastru. Și unul în spate, cărmaciu și comandantul, probabil, în același timp. Și asta e, presa locală scrie, citesc, de mai multe ori, curenții de apă i-au îndepărtat pe polițiști de cetățeanul respectiv, acvatic. S-au luptat și cu natura. Da, păi au avut o anumită inerție la viraje, știi? Da. Și ăla, al naibii, cetățeanul acvatic, el se ferea. Adică vedea că vine flota dinamică... O tulea lateral, flop, flop, flop și el. Și uite așa, de pe margine, asta e, bătăline navale au ritmul lor. Da. Cu totul alt ritm, adică una e urmărirea pe șosea cu girofar, în care poți să prinzi chiar și 70 la oră, dacă stai să te gândești cu Dacia Logan pe care o folosesc polițiștii noștri, nu știu ce mașini folosesc polițiștii moldoveni, dar pe apă altfel. Adică bătălia la vale durează mult. Deci au și moldovenii flotă, o înțeleg. Da, au această mică flotă cu pedale. Dar nu știm cât a, nu știm care a fost deznodământul. Dacă a reușit să intercepteze. Să zicem ce a fost în mintea lor, că au plecat să-l urmărească pe ăsta. Da. Sau mă rog, să-l... Da, dă-te la o, dă-te. Dă-te la ei și ăla. Pe hidrobicicletă nu mai avea loc. Da, frate, voiau să remorcheze. Da. Că îl prindeau și nu puteau să-l apuce. Ăla, un avantaj supliment. Din câte am observat eu, n-avea păr pe cap și nu puteai să, nici să-l apuci. Adică el oricum alunecos de la apă și nu puteai să-l apuci de nimic și ăia se pălângă el. Și da, tiu, e, și ăia, nu știu. Dar foarte interesant, articolul inițial a apărut în publicația moldovenească Piața Auto. Piața Auto.md. De ce? Pentru că este o hidrobicicletă în formă de mașinuță cu doi miliție în putere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.